Puțin peste 3 km măsoară calea Aurel Vlaicu din Arad. Dacă planurile se vor îndeplini până la sfârșitul anului, strada are toate șansele să fie cunoscută în România ca strada MOL. Dincolo de acest gard se afla pe vremuri fabrica unde își făcea mobila Nicolae Ceaușescu. Acum, în acest loc, se va construi al treilea MOL al Aradului, al treilea pe aceeași stradă. Cu noul centru comercial se va ajunge la numai puțin de 100.000 de metri pătrați de magazine, toate pe aceeași stradă. Asta înseamnă 0,8 metri pătrați de mall pentru fiecare arădean. Suntem deschizători de drumuri în Arad, în contextul ăsta de comerț modern, de comerț care va schimba puțin lumea Aradului. Până se schimbă lumea, molurile merg prost, sunt mai mult goale, la fel ca și buzunarele potențialilor clienți. Ținând cont de puterea de cumpărare al cetățenilor, nu știu cât sunt de avantajoase, dar mă gândesc că ei au făcut un studiu de piață și știu despre ce e vorba. Pe mine nu mă avantajează pentru că nu sunt un practicant al molurilor absolut deloc. E bine să aibă omul de unde să aleagă, dar puterea de cumpărare nu cred că este prea mare la noi în Arad. E un lucru bun, dar să aibă oamenii potențial financiar ca să poată intră în toate cele trei moluri. Fie că afacerile merg sau nu, orașul prosperă de pe urma molurilor. Pe locul unor fabrici falimentare, acum strălucesc construcții profitabile pentru municipalitate. Este foarte important, în primul rând, pentru că aduce venituri la bugetul local, aduce locuri de muncă și creează un aspect urbanistic mult îmbunătățit pentru zonele respective. Dacă Timișoara are un singur mol la 400.000 de locuitori, Aradul va avea curând trei mari centre comerciale pentru mai puțin de 200.000 de oameni.